așa votăm. Care m-a venit să fie sănătate. Așa e. Bine ați venit la o nouă întâmplare a Avangardei 22, cenac literar. Deci, doamna Letițe, ocupați locul că aici ei nu oaspeți nici, nu oaspeți, nu nimic, oaspeți. Cine a plecat, nu mai are, nu mai stai. Deci nu mai putem fi politicoși cu oaspeții, dacă luăm așa de treabă. Bine ați venit deci la nouă întâmplare culturală a Avangardei 22. Hristos a înviat. Dar între prieteni, cred eu că se mai acceptă așa o întârziere de câteva minute. Și mă uit în sală, chiar văd mulți prieteni și mulți oameni de valoare a Bacăului la această manifestare frumoasă care a organizat domnul Victor Munteanu. Mereu ne surprindeți plăcut cu ceea ce faceți pentru comunitatea băcăoană, împreună cu băcăoanii de valoare pe care îi avem. Și mă bucur extraordinar că avem și aveți niște musafiri, niște copii talentați, nu, de la Podul Turcului, cu maestru Popa. Felicitări pentru ceea ce faceți și
De exemplu, dumneavoastră îmi doresc să-l urmeze și alții și îmi doresc ca cât mai să se multiplice persoane ca dumneavoastră. Cât că am vorbit destul, să lăsăm să artiștii să aibă cuvântul. Felicitări! Mulțumesc! Domnul Vântu și domnului Dragoș Lucian, un om care am zis într-o anumită conjunctură că chiar are carismă, domnului Tăriscuros, în timpul oficial, domnul senator, să ne spună două ori. Mulțumesc mult, voi trăi cât se poate de scurt. În primul rând, Hristos a înviat. Da, suntem aici pentru a omagia împreună cu domnul Nicolae Popa continuitatea cântecului de privigătoare de pe meleagurile noastre. Este o carte foarte bună, o carte care vorbește sau elogiază cântecul popular românesc, dar prin acest lucru scoate în evidență sau pune în lumină oameni, gânduri, fapte în care s-a plămădit cultura, o parte din cultura noastră tradițională. Suntem cu toți într-o Europa multiculturală, o Europa în care granițele aproape au dispărut, o lume în care comunitățile se mai identifică doar prin tradiții. Și de aceea pot să vă spun că dansul popular, cântecul popular, sunt cartea noastră de vizită a românilor. Eu, în toate funcțiile pe care le-am avut, am inițiat, am sprijinit proiecte de promovare a culturii tradiționale și vreau să vă asigur pe dumneavoastră, pe toți, de întreaga mea disponibilitate și de acum încolo și cu permisiunea dumneavoastră, considerați-mă întotdeauna un prieten al culturii românești. Și băcăvane, în primul rând. Vă mulțumesc toți și mult succes fiecare în activitatea pe care o să-și am. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul candidat la Procurorul Bun, Gospodarea Municipiului Bacău, în continuare.
o prezentare scurtă a oaspeților noștri, parte din ei veniți, parte din Bacău, alții veniți din afara Brezului. O să rog, am zis cu precizare respectivă, cât mai scurt cu putință, să ne dea un salut, să ne spună o vorbă. Dumitru, scriitorul și jurnalistul și omul de inițiativă de la Meridianul Nevastului, Dumitru V. Marin. Este un om de ispravă, am înțeles, care face multe lucruri. Totuși se aude. Eu zic ca în voce să fiu mai clar decât microfonul ăsta. Ca om de televiziune, cândva am înființat prima televiziune din țara românească. Ne-ați urmărit și dumneavoastră cam 2 ani până au apărut telemoșurile televiziunea din Iași. Prin urmare, nu-mi place sonorizarea. Dar îmi place adunarea. Dar am venit aici pentru că, dincolo de orice fapt pe care îl putem evidenția într-o asemenea situație, este existența privighetorilor de neîntâlnire. Noul meu prieten, noul nostru prieten, un domnul acesta cu țăcărie, păr grizionat și iată foarte critic și la adresa mea, a făcut un lucru excepțional. Cartea rămâne. Nicolae Popa rămâne. Privighetorile Zeletinului rămân. Haideți să-i aplaudăm un pic. Eu sunt născut în comuna Podul Turcului. Vă salut pe toți cei care mă cunoașteți și mai ales pe cei care nu mă cunoașteți. Trebuie să știți că îmi permit să aduc acest salut în calitatea unui șef de grup de presă. Avem un ziar de 20 de ani, avem televiziunea de 20 de ani. Nu știu dacă este cazul să ne prezentăm o zi după asta. Deocamdată vorbim despre eveniment. Evenimentul mai în sine, nu că nu e vorba de publicitate, e vorba de faptul că am reflectat ceea ce s-a întâmplat acolo și mai ales în Meridianul Cultural Românesc, prima revistă internațională din Moldova, care se duce în vreo 4 continente și 23 de capitale, 600 de locuri. Prin urmare, atât cât se poate, încercăm să spunem că lucrul durabil pe care l-a făcut Nicolae Popa acolo s-a confundat cu existența unui grup. Nu sunt de unii, dar este cu deosebită valoare. Stimați prieteni, vă felicit pe toți, vă doresc sănătate și să mai avem parte de asemenea eveniment. Da, mulțumesc! Am un tabel aici, dar n-am ce face cu el, fiindcă ați venit, nu v-ați prezentat, nu știu dacă... Calistra Costin este aici? O, este. L-am înțeles, pe din lui. Așa că mă ușor la cineva, pe la invit la cuvânt. Deocamdată vreau să auzim cuvântul de unui om deosebit, cu un trecut economic, care a făcut istorie în Bacău și numai, inginerul Mircea Nicolae Rusu. Îl rugăm pe unde este să răzbată, să noate, să vedem cu toții. Sau nici el nu mai s-a dispărut și el. Domnul Mircea Nicolae Rusu. Am dat rog mai înainte. Inconveniente. Am onoarea să-l prezint aici pe profesor universitar, doctor, economist Mihai Dejo, președintele firmei Comat și omul de bază a Universității Vasile Alexandrin din Bacău. Vă rugăm să vină până la microfon. Pierdem, nu faci ce treabă cu microfonul, pierdem vreme. Da, se aude foarte bine de oameni. Cei mulți care au venit să admire, să fie alături de sărbătoritul acestui eveniment, și să facem câteva aprecieri, câteva gânduri să le exprimăm despre rolul folclorului românesc, rolul celor care promovează cultura românească și încearcă să fie tot timpul la înălțimea așteptărilor publicului.
ce să spunem, ce să ne dorim la acest aniversar? Să le dorim multă sănătate, multă putere de muncă și să ducă încă secole de-a rândul să transmită viitoarelor generații, cei ce ei au moștenit de la moșii și strămoșii noștri, de la cei care atunci când au fost hăituiți, au fost cotropiți, le-au fost luate averele, le-au fost luate grânele, le-au fost luate cirezele de vite, le-au fost luat aurul, dar au găsit puterea rezistenței, puterea păstrării conștiinței românești, puterea păstrării folclorului, craiului, poeziei, cântecului, cu care au reușit să ne încânte și să dăinuie pe aceste meleaguri. Multă sănătate și putere de muncă! Mulțumim! Domnul Paul Andrei, Vaslui, cum vă simțiți mai bine în zona? Că pot să vorbesc de aici? Să vede că sunt emoționat, sunt băcoan, sunt Vlad Andrescu, jurnalist și scriitor, creator șef al revistei prezentate și al ziarului, un om care a avut bucuria, plăcerea și norocul să filmeze și să prezinte în ziar acest minunat ansamblu folcloric pe distinsul domnul profesor Claie Popa. Altceva ce să vă... Sunt bucuros că sunt la această întâlnire de suflet, la această sărbătoare spirituală. Sunt bucuros că sunt cu domnile voastre, vă doresc că sănătate multă și Hristos să-l dea. Gabriel Bujor. Bujor? Da, da. Noi. Este, dar nu... Este, dar nu... Este, dar nu... Este, dar nu... Este, da. Da. Paul, să dați-mi multe călători. Vă rog, papa. Este un om cu stadii vechi în presă,
lucrează la Radio Iași, Radio Televiziunea Iași, un om care a susținut, care în primul rând a identificat valoarea vighetorilor și care a susținut acest ansamblu necondiționat și un timp îndelungat. După mine, cred că, evident, primul merit sunt al lor, nu știu, dirijorul și al celor instituții, dar cred că el ar trebui să aibă un loc totuși tot o parte în destinul acesta. Deci, Vasile Pohoață, îl invităm să dăm tete-a-tete cu dumneavoastră. Ia uite! Păi da, oamenii invitații stau, nu-i văd și alții stau în față. Da. Hai să vă vadă lumea aici, domnul Pohoață, că vă văd la televizor. Da, mai multă putere de conființă. Dacă voie să-mi exprim bucuria de a fi părtaș la o nouă sărbătoare a ansamblului Privighetoarele Selectivului și o sărbătoare dedicată și profesorului Nicolae Popa. Și cum spunea Seneca, zice, dacă nu știi, nu cunoști portul spre care te îndrepți, n-ai să ai niciodată vânt prielnic. Se pare că domn profesor Nicolae Popa a avut și are vânt prielnic de câteva decenii bune. Și bineînțeles că și nava lui a fost bine alcătuită, mă refer aici la ansamblul Privighetoarele Zeletinului, înainte vreme, mi se pare până la 30 aniversare, i s-a spus Zeletinul, o activitate extraordinară, desfășurată de un om talentat, cu dragoste pentru tradițiile noastre și cu mare dragoste față de tradițiile satului și față de copiii satului în care s-a născut, în care a trăit și în care a activat și în care activează, desigur. L-am cunoscut pe domnul profesor, ne-am cunoscut, de fapt, în februarie 1974, așa este domnul profesor. Erați la Glăvănești, Bacău. Bun. Dar noi acolo ne-am cunoscut. Țin minte că eram cu regretatul meu coleg de la Radio Iași, Dumitru Popa, și într-o deplasare în județul Bacău și am poposit și la Glăvănești și atunci, pe la ora, pe la miezul nopții, am ajuns târziu, am înregistrat taraful condus de domnul profesor Nicolae Pop, atunci ne-am cunoscut. Deci în 74 eram la 3 ani de radio, eram încă băiat de minci la Radio Iași. Și de atunci am ținut legătura și am apreciat în acel moment, realizând emisiunile de folclor la izvoarele muzicii de la Radio Iași și nu numai, am apreciat calitatea repertoriului și calitatea interpretării executată de taraful de atunci, condus de profesorul Nicolae Popa. După aceea ne-am regăsit la Podul Turcului, când în momentul în care conducea un alt taraf, deci de la Podul Turcului de acum, și bineînțeles și în momentul în care a apărut și ansamblul Zeletinul din localitatea Podul Turcului, am făcut și emisiuni pentru televiziune, filmări pentru televiziune și înregistrări pentru Radio Iași. Îl felicit pe domnul profesor Nicolae Popa pentru întreaga sa activitate depusă în slujba folclorului și vreau să vă spun că este un om cu calități deosebite. În primul rând, un bun pedagog, un bun psiholog, dar un bun inițiator. Gândiți-vă că pe mâinile lui au trecut, între ghilimele desigur, au trecut circa 500 de copii din generații diferite. Cu fiecare a început de la... A luat-o de la capăt, cum se spune. Da, bun. Nu cred că era cazul să ridice toată lumea să ajute, cred că era suficient unul doi. Văd că toți dau ajutor ca la pompieri când nu trebuie, când trebuie nu nimeni. Ne-a închide acolo ușa aia. Îl rugăm pe un cuvânt scurt, ofițeresc, pe președintele Asociației Clubul Eroilor. A, pardon, da. Da, 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 păi, da.
Dar ce vreau să vă mai spun? Domnul profesor Nicolae Pompa are calități deosebite și întotdeauna m-a apreciat la dumnealui calitatea aceea de a fi inițiator. Deci a format atâția copii, atâtea generații de copii și cărora le-a sădit în suflet dragostea pentru cultură și să știți că dependența de cultură este cea mai nobilă dependență. Se spune că de faptele rele trebuie scrise pe apa curgătoare. Faptele bune trebuie dăltuite în piatră. Felicit pe cei care au dăltuit toate faptele ansamblului privighetorile Zeletinului, ansamblu condus de profesor Nicolae Popa, în această carte, în această monografie. Îi felicit pe toți, asta va rămâne pentru generațiile care urmează, ca drept exemplu cum trebuie să activeze un om în cadrul unei vetre folclorice. Felicitări încă o dată și la mulți ani! Prinite meu, domnul Vasile Covață, la Radio Iași, atât de dumneavoastră, deci oricum lucruri care le-a spus, le-a și demonstrat că a ceva de fapte acolo de lucrează. Cum spuneam, colonelul Paul Timofte, scurt, președintele Asociației Curtea Eroilor. Mulțumesc, domnule Cormunteanu, pentru această frumoasă întâmplare. Domnule Popa, felicitări din toată inima. Nu e nevoie să vă prezint eu, vă cunoaște nu numai România, ci vă cunoaște lumea întreagă. Vă stimăm, vă iubim ceea ce faceți pentru neamul românesc. La mulți ani, Hristos a înviat. Născută, iată, în podul Turcului, mai exact la Căbești, localitate care i-a dat societății pe profesor Nicu Aur, Dumnezeu să-l odihnească în pace, care a fost pomenit în ultimul număr din Viața Bacăvană, de asemenea pe etnologul Dorinel Elchim, pe care o să-l invităm să ia cuvântul după momentul acesta, e vorba de pictorița care este și cetățean de onoare al Comunii Podul Turcu și al județului Bacău. Marea pictoriță, o zic fără să folosesc cuvinte gratuite, Letiția Oprișan. Eu vreau să spun, nu am multe cuvinte ca să poată toată lumea să aibă de spus ce am de spus. În primul rând, fiind originală din Căvești, dar trăind în Podul Turcului, toată copilăria mea, până am plecat la școlile din altă parte, am o mare admirație, vreau să spun, pentru ceea ce a făcut Nicolae Popa în acea comună în care eu așteptam an de an să ne vină un profesor de muzică
Și nu venea. Nu aveam un profesor de muzică și în capul meu se tot nășteau melodii pentru compoziții. Nu știu de ce. Și scriam versurile și îmi cântam singură sau la grupuri mici de copii, nu îndrăzneam mai mult. Și tot așteptam să mă învețe cineva să le pun pe portabil. Bineînțeles, n-am avut acest noroc și toate au plecat în ea. Am pus capăt acestei, mi-am inhibat, vreau să zic, harul, care nu știu de ce îmi popula mintea în timpul copilăriei și aș fi vrut să am un profesor ca Nicolae Popa să pot să concretizez acele lucruri. Atât. Mulțumim frumos! Așa vorbește prin tablouri pe care ar fi vorbește pe ceea ce faci mai am aici, în mijlocul nostru, un prieten de la Roman, poetul, părintele și poetul Cornel Paiu, președintele Asociației Clepsidra, care de asemenea face lucruri foarte interesante la nivelul român și la nivel național chiar, foarte apropiat de noi, care este și actualul redactor șef al Clepsidrei de Asepăcoană. Te rugăm să părinte Hristos a înviat. Scurt! Hristos a înviat, Hristos a înălțat, ne-am intersectat pentru câteva zile cu frații catolici, cu Hristos a înviat și acum suntem intersectați cu Hristos a înălțat și Hristos a înviat. Sigur că totdeauna trebuie să arătăm generozitate. Această generozitate cred că îl caracterizează și pe maestru Nicolae Popa, care este un magician al lucrului cu copiii, cu aceste suflete minunate. Și sigur, inocente. Am scris despre domnia sa un text în care refam acest lucru. Mă bucur să-l cunosc pe maestru Nicolae Popa, care este aproape de locul de unde m-am născut eu, la Curuiești. Sunt comuna Curuiești, aproape de podul Turcului. Sigur că îl omagiem pe domnia sa, omagiem un mare modelator de suflete și omagiem o personalitate a cântecului românesc. Suntem după o sărbătoare mare, izvorul tămăduirii și suntem deodată în săptămâna luminată. Așadar, ne tămăduim și prin cântec, ne tămăduim și prin poezie, ne tămăduim și prin culoare. Dacă la doamna Letiția nu a reușit să-și împlinească vocația către cântec, eu cred că în picturile domniei sale există mai ales prin nevoia de culoare există cu acest costum popular. Sigur că închei cuvântul meu urându-vă tuturor sănătate, pace, bucurii, sărbători fericite și felicitări maestrului și copiilor care iată de zi. Deci, în aceeași zonă, deci îl invităm la vorbă. N-auzit, N-auzit, domnule, este vorba de zonă. Este vorba de zonă. Este vorba de zonă. Nu te vede. Vezi care-i cuvântul. Asta e efect de impresie, domnule. Dar cel două mai bine ideea de Dorinia Lichim. Am o bucurie imensă să fiu cu prietenul și consăteanul meu, Nicolae Popa, a căror părinți s-au născut la Căbești și cu care a plecat la podul Turcului. Podul Turcului. Deosebită plăcere să vă spun că acest ansamblu, iar acest om, cu literă mare spus și îngroșat, nu a apărut la podul Turcului pe un teren gol. A existat înainte vreme și viu cu date concrete, în perioada interbelică, doctorul Laurențiu Troia. Laurențiu Troia a făcut un cor nemaipomenit care își prezenta spectacole despre mai târziu Sorana Sopa, actriță și scriitoare. De asemenea, de pe Valea Zeletinului, în 1953 a participat la Festivalul Tineretului formația
fanfara lui Buruiană, cu premiul 3 pe țară. În perioada respectivă, profesorul Damian a pus, a înființat un teatru cu profesorii și tot în, în această suită se înscrie și o orchestră condusă de soția mea și unde am participat la Epopa Acordeon, Dorine Lichim Chitară, etc. Despre, a spus aceste lucruri pentru ca să nu se creadă că așa a apărut din senin. Nu, pentru că în familia lui Nicolae Popa a existat trei oameni care au cântat sau au știut să cânte. Una este Leonora, mama lui Nicolae Popa, de la care a învățat cântecele, cânta foarte frumos. Acolo, acolo a fost zămistit să fie, să cânte. Da. Multe avem de spus, dar din păcate nu. Aș mai spune că am mai avut un, are un frate care e percuționist la tobe și Nicolae Popa care se așează deasupra tuturor ca un om de cultură deosebit, cunoscut în țară și în Europa. Îi urez multă sănătate și să o țin așa mai departe. Mulțumesc! De asemenea, am plăcerea să vă prezint. Mi-a făcut plăcerea să onorez invitația noastră, președinta Fundației Culturale, Fundației de Sprijin Comunitar, în general Gabriela Achirei, care pentru majoritatea dintre noi nu mai are nevoie de niciodată de prezentare, beneficiază de un început, de un demaraj foarte bun în materie acestei fundații, a făcut și are, cred că, o istorie întreagă, dacă am ști cu adevărat toată istoria de la Alegeu, cred că am un răbdare foarte impresionat. Dar să auzim, să ne spun un salut și să ne spun chiar sincer, mă bucur. Am invitat-o de mai multe ori, de data asta, onorat invitația. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, salut toată lumea de aici și pentru introducere. Sunt aici pentru că am un respect deosebit pentru acești copii minunați și pentru domnul profesor care a făcut istorie, a făcut ca tot ceea ce se întâmplă acolo să plece mai departe pe toate colțurile lumii. Vă felicit pentru întreaga activitate pe care o aveți, pentru pasiunea pe care o aveți, pentru dedicație. Știu sigur că faceți totul din suflet și rezultatele de aceea apar. Uitați-vă la copiii care sunt aici și tineri care pleacă mai departe cu un port tradițional extraordinar de frumos, cu o cultură creată și cultivată acolo. Și noi trebuie doar să ne mândrim cu ei și vă felicit și sunt alături de tot ceea ce se întâmplă în Podul Turcului, în regiune, în județ și sincer vă felicit că aveți perseverență și continuați să aduceți aici cultura românească. Toate cele bune! Domnul Popa, vă așteptăm cu intervenție. Thank you.
sunt Victor. Bună, bine, Victor, mă dai. Thank you.
să lansăm volumul ansamblu folcloric Vegătorii Zeletinului, O viață dăruită cântecului românesc, ar însemna să minimalizăm cu totul evenimentul. Pentru că aici nu este vorba doar de o carte lansarea unei cărți, ci e vorba de destinul unui om care a lăsat în urmă generații peste generații, lucru reflectat în cine o să aibă posibilitatea să cerceteze această carte și în pagina acestei cărți. Lucru reflectat, cum v-am zis, ajutat de redactorul Vasile Covață, domnul Vasile Covață, însă, în aceeași măsură, poate, din anumite puncte de vedere, poate chiar un pic mai mult, a contribuit la destinul acestui ansamblu în ultima perioadă, poetul, jurnalistul, poetul și prozatorul Ioan Fercu de la Deșteptarea, director la un liceu important, colegii din Bucuș, un om care de asemenea face istorie culturală și jurnalistică și membru al unui scriitor din România, filial la Bacău, care a susținut an de-a rândul acest ansamblu, numai că l-a susținut, dar a avut și frumoasa idee, am descoperit-o și o în carte, cartea a apărut de la editura Fundației Culturale Cancicov, de a se numi ansamblu Privighetorile Zeletinului. Nașul ansamblu. Po? Nașul ansamblu, da. Deci nașul ansamblu, un lucru extraordinar de frumos, și parte chiar anumit, parte chiar a potrivit acest lucru. Dumnealui este cel unul din care va trebui să ne spună câteva vorbe despre carte. Evident că care l-am nemulțumit pe fiecare, îmi pare v-am nemulțumit, că domnule, arăt cele 5 minute. Să uite, la trebuie să facă în 5 minute de ori, nu pot să mă scar pe la o uite. Dar încercăm cumva așa să le, să le împăcăm pe toate. Ioan Fer. Într-o viață anterioară, Victor Munteanu, cu siguranță, a fost instructor la trupele speciale. Este foarte operativ. Voi vorbi foarte puțin, pentru că o să mă rog. Și o să vă dați seama când termin de vorbit. De fapt, nici nu știu ce caut aici, pentru că am epuizat toate superlativele. Când în Deșteptarea, în Ateneu, în alte reviste, pe diferite vloguri despre acești minunați copii, despre acest minunat om, despre această minunată localitate. Probabil că sunt aici, pentru că nu mi-am epuizat rezervele de dragoste și de respect față de acești oameni. În 2005 am scris un articol în care spuneam că privighetorile Zeletinului au intrat în legendă. Nu știu ce a trecut prin cap domnului profesor Popa, e scris și în această carte, nu știu ce le-a trecut prin cap acestor minunați copii și au botezat ansamblul așa, în zecile de ore la care noi, care noi vorbim la telefon, dumnealui îmi spune să rămână nașului, eu îi spun să rămână nemaipomenitule. Sunt Simul. Niște oameni el ne spune faptul că miracolul nu poate intra decât în viața celor care cred în miracol. Acești oameni, această localitate, acest om, acest minunat copii au crezut în miracol și miracolul nu i-a opolit. Scriam cândva că un miracol s-a întâlnit cu un alt miracol. Profesorul Popa, copiii de aici, în primul rând, sunt zămisliți din miracol. Altfel nu putem să explicăm faptul că acești copii, acest ansamblu, această localitate a intrat deja în legendele noastre, au cucerit toate aplauzele lumii. Așa credem și acum. Pentru mine, scriam atunci, Privighetorile sunt o minunată poveste de dragoste. Și tot din această carte. O istorie a sufletului românesc este acest ansamblu, Privighetorile Zeletinului. O istorie a acelui suflet care plânge, care se bucură, care speră. Privighetorile Zeletinului sunt o poveste de dragoste care au uimit cerul, pentru că acești minunați rapsos sunt mereu cu privirile îndreptate către Olimpul Bucuriei, către Olimpul Speranței. De unde atâta talent? Mă întrebam atunci, de unde atâta talent? Mă întreb astăzi, de unde atâta dăruire? De unde atâta risipă de frumusețe și de altruism?
toate se leagă în jurul acestui om numit Nicolae Popa, toate se leagă în jurul acestor minunați copii, în jurul acestei localități. Privighetorile din podul Turcului cuceresc suflete, privighetorile înalță cântecul la nivel divin, privighetorile au intrat în legendă, privighetorile vor vrăji sufletele românilor din Ucraina, privighetorile sunt ambasadorii spiritului românesc, un regal al privighetorilor, zeci și zeci de articole pe care le scris despre acești minunati copii. Am sufletul plin de metafore atunci când vorbesc despre miracolul numit privighetorile Zeletinului. Am sufletul plin de recunoștință atunci când vorbesc despre prietenul maestru Popa. Privighetorile sunt o poveste de dragoste zămislită spre marele noroc al sufletului nostru. Dacă aș fi un edil al acestei localități, aș înălța, sunt foarte, foarte multe personalități în această localitate, o statuie a unui trib în această localitate. Nu sunt sculptor, e treaba sculptorilor cum ar arăta o asemenea statuie. Să rămână nemaipomenitule și... Mulțumim! Mulțumim! Prieten apropiat al privighetorilor, consilierul județean Vasile Izvoran, a stat aproape în momente destul de dificile. Scurt, rugăm două vorbe să ne... Hristos a înviat, emoțiile mă copleșesc, mai ales transmitând la cuvinte după un om foarte important, un om deosebit care a fost alături în ultimii 23 de ani, cel puțin, când cunosc eu, domnul profesor Fercu, care a susținut prin condeiul dumnealui renașterea acestui ansamblu din punct de vedere a fi adus în prim planul culturii băcăoanești, chiar românești, atât la evenimentele și concertele care au avut loc la nivelul județului Bacău, la nivelul țării noastre, cât și cele care au fost, s-au desfășurat în afara granițelor, cu un moment mai deosebit la care am participat, și asta vreau să scot în evidență, când a spus nimeni, momentul deplasării în Ucraina, în care a fost, s-a desfășurat în perioada sărbătorii Zilei Limbei Române, în care pe scena din Cernăuți a concertat, iar sala românii de acolo a fost profund emoționați și aprecierile la adresa ansamblului și a domnului profesor și a tuturor celor care au susținut la momentul respectiv participarea la acel eveniment. Sunt cuvinte multe de spus, nu le-a spus domnul profesor Fercu în carte și ori de câte ori au ocazia. Eu nu am decât să transmit multă sănătate domnului profesor, tuturor celor care au fost alături de-a lungul timpului de această formație, de acești minunați copii, cei de astăzi, cei care au fost stagi, cei care vor veni mâine în acest ansamblu, la care domnul profesor le-a schimbat destinele în viața lor personală. Din membrii ansamblului, mulți dintre ei activează astăzi sau și-au realizat diverse profesii, dar educația principală a luat-o din Hristos a înviat. Mulțumesc pentru noi. Iau din timpul prezentării casei. La partea mea o să folosesc doar 2 minute despre prezentare. Deja am făcut-o direct aici, ca să trec mai să pregătește profesorul Daniel Nicolescu. Prezinte carte, tot foarte scurt, în 5 minute. Nicolae Popa este un ambasador cu acte în regulă al cântecului românesc, uimând auditoriul pe oriunde a fost, lucru dovedit prin premiile obținute de specialiști, muzicologi și compozitori celebri. După cum el însuși mărturisește, zestrea genetică o moștenește de la mama sau o femeie cu o voce și memorie muzicală aparte. Omul de față este istoria vieții sale, care se identifică în totalitate cu ansamblul pe care l-a creat din propria necesitate de existență, o istorie reflectată în cea mai mare parte de materiale apărute în media. Circa 500 de copii din generații diferite
au bătut, au băut din izvorul răbdării și dragostei sale pentru ei. Unii au urmat o carieră muzicală, alții au rătăcit pe drumul vieții. S-au rătăcit pe drumul vieții. Alții și-au dat doctorate pe la universități prestigioase din străinătate. Însă, fiecare dintre aceștia au învățat să cânte vocal sau la un instrument, să citească un portativ muzical și să facă distinție între o melodie nesemnificativă și una temă de atenție. Cartea nu este o lucrare științifică de exegeză și nici măcar jurnalul unui dirijor și formator de conștiință în materie de educație muzicală, ci o mărturie a unui destin singular care ține deasupra Carpaților steagul de unității neamului omenesc. Două minute. Deci, domnul colegă, onorată asistență, nu sărbătorim astăzi, în mod special, lansarea unei cărți, ci am putea o considera o sărbătoare a românismului. Pentru că Nicolae Popa, ilustrul dirijor, face parte... Vă rog, Nicolae, băi așa, că stăm în fața conducerii municipiului. S-ar putea să-mi dea niște a mea să polițești după noi, după noi. Deci este o sărbătoare a românismului. Pentru că Nicolae Popa face parte din galeria oamenilor mari pe care i-a dat podul Turcului Națiunii Române. O parte dintre ei au fost amintiți, o parte există aici în carte, o parte sunt aici în sală. E greu, adică în câteva minute, să trasezi portretul unui om, că în primul rând este om, este artist, este dirijor, dar mai presus de toate este omul Nicolae Popa, care face totul cu patimă, cu credință, cu credință în Dumnezeu, cu credință în muzică, convins fiind că muzica, arta în general, care este gena supremă a ființei umane, poate salva omenirea. Și așa este. Eu cred că ar vrea să mă întorc puțin în timp și să spun că prin 89, prin 90, am candidat cu sloganul literatura salvează, poezia salvează România. Toată lumea s-a indignat și a spus, domne, cum, economia, altceva, nu. Noi trebuie să umblăm la recentrarea ființei umane și de aici vom fi mai bogați, economia va prospera. Fără asta nu vom putea face absolut nimic. Dacă nu vor înțelege oamenii care diriguiesc destinele României, nu vom ajunge niciodată acolo unde ne dorim. Desigur, despre ansamblul Vizitorile Zeletinului nu putem vorbi decât cu iubire. Pentru că Nicolae Popa a înțeles că arta trebuie servită cu iubire și trebuie făcută din perspectiva frumosului și adevărului. Pentru că așa cum Dumnezeu a dat omului poet putința de a numi lucrurile, i-a dat muzicianului puterea de a recentra ființa umană prin sunete, prin muzică. Pentru că muzica este, așa cum s-a spus, alfabetul universal al omenirii. În ființa domnului Popa, întâlnim un pedagog desăvârșit, un dirijor care timp de 4 decenii s-a jertfit pe altarul artei, pe altarul românismului. Altruist fiind, dăruindu-se pe sine cu toată ființa, dirijorul Nicolae Popa a înțeles că el a venit pe lume să-i slujească pe alții, nu să fie slujit. Poate au și politicienii noștri care sunt aici de față, ansamblul folcloric Vizitorile Zeletinului. Au cap trecut cele 5 minute, hai să mai scurtăm. Mai au de la tine 3 minute. Da, eu am văd mai 2 minute. Prin prestația de excepție, confirmă ideea că sufletul bolnav al lumii secolului 21 poate fi vindecat prin terapie cu muzica populară. Arta, în general, fiind, așa cum am spus, gena supremă a ființei umane. Muzica poporului român poate recentra ființa și restabili ordinea într-o lume a dezordinii totale. Ceea ce prezintă această celebră formație artistică este artă. Artă în toată puterea cuvântului. Truditor pe ogorul tradiției populare, în scopul păstrării ființei românești, în condițiile globalizării, numele dirijorului Nicolae Popa trebuie înscris în Cartea de Aur a
podului, din podul Turcului, dar și în Cartea de Aur a Națiunii Române. Mulțumim! Intrând aici în sala asta dimineața, am avut o mică surpriză de a găsi un părinte. Și am dat apăr de Hristos la mea. Dar ce faci să aici? Păi, domnule, zic, am treabă cu Corneliu Bucur de aici, dacă ar fi domnul Corneliu. Cum, domnule, dar îl știți pe Corneliu Bucur? Păi da. Ei, și ca să dezvoltăm un pic ușor ideea asta, să facem, fapt, trecerea la Corneliu Bucur, le invităm pe părinții să ne zică Hristos la mea, să zică ce caută aici. Adică, trai să frumos, că de așa cum este bine. Românește. Da, e corect. Hristos a înviat. Am intrat pentru prima dată în viața mea de 66 de ani în hotelul Decebal din Bacău. Și m-au întâmpinat îngerași, heruvim și serafim îmbrăcați în costume populare, tradiționale românești. Și aveam să aflu că este aici o frumoasă carte care se va lansa, a cărei prefață e scrisă de domnul ex-senator Corneliu Bucur, domnul președinte al Academiei Populare Tradiționale de Arte din Dumbrava Sibiului, a domnului director 40 de ani la Muzeul Tehnicii Populare din Sibiu și zic, stau cu plăcere să aflu și eu despre acest artist predestinat, cu nume predestinat, Nicolae, cel care iubesc toți copiii și abia așteaptă să se oască 6 decembrie să vină moș Nicolae. Opa, preot, slujitor al Domnului, muzica, costumele, muzica populară e muzică terapeutică, mai ales pentru boala poporului român de astăzi. Muzica populară, muzică terapeutică. Mulțumim, lăsați-mă, nu renunț la hrana, nu, renunț la hrana pântecelui pentru hrana sufletului care am primit-o aici și să o dăruiesc și eu. 5 minute. Vin din Botiza Maramureșului, mă trădează traista. Nu mergem la burtă să împlunim burta 2 ceasuri, stăm aici 2 ceasuri. Nume predestinat, Nicolae și popa preot. Da. Muzica terapeutică populară, pentru că își are originea de la Isaia Dănțuiește. Isaia Dănțuiește, Hristos a început activitatea la nunta din Cana Galilei. Eu am fost în botiza în costume populare naș la 40 de familii în costume. Vă mulțumesc frumos. Să trăiți. Iată că ne-am făcut deja trecerea la o mare personalitate. Deci acest eveniment beneficiază de prezența unui om cu totul deosebit. O somitate în materie de patrimoniu cultural, imaterial, etnologie și nu numai. Da. Trăiți că drăguiți, să munciți și să vă mântuiți. E vorba de domnul profesor universitar dr. Corneliu Ioan Bucur, care iată a venit tocmai de la Sibiu să sfințească acest moment, căruia îi dăm cuvântul și vă mărim cu foarte mare atenție. Distinse domnule director, dragă Nicolae Popa și onorat auditoriu, în mijlocul căruia m-aș vrea să știu că este atât primarul comunei din care veniți, cât și reprezentanții ai societății civile. Și poate și viitorul primar. Eu m-am adresat comunității. Atunci când am primit invitația, cu insistența din partea domnului Popa și cu argumente directoriale din partea domnului Munteanu, a omis să-mi spună că limita de timp rezervată alocuțiunii mele de 10 minute, dacă știam că e așa, mai negociam. Încerc să mă restrâng la doar atât, pentru că ceea ce mi se pare important de spus, în pofida vitezei cu care alergăm în
manifestarea de astăzi sunt lucruri la care nu pot renunța spre beneficiu, sper, al tuturor. Înainte de toate aș spune că paradoxul observației constă în faptul că apropierea de subiectul observat te conduce la o empatie deosebită, adeseori la dragoste, la mărturisire și uneori la exaltări. Distanța față de subiectul observat, cum este cazul meu, privind de la Sibiu fenomenul, m-a obligat la mai multă analiză, introspecție, reflexie și, dacă se poate, transcendență, dincolo de ceea ce s-a vorbit până acum despre Nicolae Popa, despre fenomenul muzical din Podul Turcului, și asupra acestui lucru vreau să vorbesc. În carte spuneam, citându-l pe Nicolae Noica, faptul că oamenii devin interesați nu prin ceea ce ei sunt, și îmi permit să adaug, nici prin ceea ce au, ci prin ceea ce reprezintă. Iar forța de reprezentare a unei persoane devenită personalitate prin dimensiunile reprezentative dau cu adevărat măsura omului prin harul divin pe care îl poartă oamenii deosebiți. Nu îi aparține mie ideea, aparține unor mari gânditori din istoria literelor și filozofiei, că n-a existat nicăieri niciodată o personalitate de mari dimensiuni peste care să nu fi pogorât această insuflare divină și divinatorie, care este menirea cu care un om distins își trăiește viața și se manifestă interesul comunității. Dincolo de aspectul reprezentativității, mi-am adus alături, în sprijin, câteva reflexii pe care vreau să vi le împărtășesc, pentru că vreau să transform evenimentul de astăzi într-unul de cea mai largă respirație universală și într-o perspectivă de amplă axiologie culturală, cu alte cuvinte, să ridicăm evenimentul de azi la cea mai mare înălțime și cotă de interes cultural. Pornind de la carte, fiindcă avem un obiect de analizat, despre carte HDO spunea în mod ilustru, cele mai bune cărți nu sunt cele, nu sunt tocmai cele care ne învață să vă surprindă Dumnezeu, ci sunt acelea care ne fac a cugeta peste cele cuprinse în ele. Valoarea acestei cărți, odată intrată în bibliotecă, și m-aș bucura să aflu că inițiativa domnului director este ca toate direcțiile județene pentru cultură și centrele județene pentru cultură și patrimoniu vor beneficia de introducerea în biblioteca lor acestei cărți, va consta în aceea că este o carte document, este o carte de arhivă a memoriei, este o carte a mărturisirilor patimilor unui om care a trăit o viață întreagă slujind o idee și nu îngrășindu-se de ea, cum spunea Noica. Și de aceea conferim evenimentului această calitate de a fi lansarea unei capodopere. Capodopera este însă împlinită prin ceea ce omul acesta a săvârșit de-a lungul întregii sale vieții. A doua idee pe care vreau să vă spun este ce l-a inspirat, ce i-a dominat gândul, reflexia, comportamentul, atitudine jertfelnică a domnului Popa. Un gând care ne străpate pe toți și care a trebuit să-i cuprindă pe toți copiii de vârsta celor aflați azi în sală. Reflexia lui Noica cu privire la care este rostul vieții. Și Noica spune așa: te plângi că viața nu are niciun sens? Foarte bine, dă-i tu un sens atunci. Copiii sunt în fața declanșării viitorului lor din punct de vedere social, profesional, etic și estetic. Capitolul estetic îl rezolvă într-o oarecare măsură ca inițiere profesorul Popa. Dar ce vreți să fiți în viață cu adevărat este țelul pe care vă doriți să-l urmați în numele acestui raționament filozofic. Ce a făcut Nicolae Popa în Podul Turcului? Nu știu, Dorinel, dacă au fost multe însămânțări înaintea venirii lui, dar pentru mine Nicolae Popa este, înainte de toate, cel care a însămânțat ogorul și continuă să-l însămânțeze. Dumnezeu ne-a dat nouă României cel mai fertil pământ din câte sunt pe planetă. Și, în egală măsură, ne-a dat oamenii care locuiesc pe acest pământ cu cel mai mari calități din punct de vedere spiritual și sufletesc. Eminescu spunea un lucru formidabil. Sufletul omului este ca pământul.
trebuie să-l hrănești spre a-l face să rodească. Meritul lui Nicolae Popa a fost că a înțeles prin acest semn divin care i s-a transmis că meritul și datoria domniei sale este să însămânțeze așa cum face țăranul, împătimit an de an, în fiecare an cu aceeași osârdie, cu aceeași dăruire, cu aceeași jertfă, lăsând divinității dreptul de a culege roadele la sfârșit de an sau de a nu avea rodul bogat în anul respectiv. Dar bogăția gestului acela de însămânțare rămâne pilduitor într-o țară și într-o vreme când pe noi ne interesează numai culegerea recoltei. Că am semănat, că n-am semănat, că am fertilizat-o, că n-am... ne interesează acumularea. Ordinul face parte din categoria celor care toată viața au conjugat verbul a fi și nu pe cel a avea. Societatea noastră a devenit un mercantilism înspăimântător, iar generațiile tânere obsedate de ideea de a avea și nu de a fi. Vă transmit vouă un testament, vouă pruncilor. Ce spunea Goethe? Nu știu dacă Nicolae l-a citit pe Goethe, dar sunt convins că a trăit în aceeași unitate de idei. Goethe spunea să nu lași să treacă o zi fără să citești, fără să visezi sau să auzi ceva frumos, cazul vostru. Ori, în cazul de față, educația în spiritul îmbucurării sufletului, a cultivării calităților spirituale, a îmbogățirii existenței prin tot ceea ce îți face viața frumoasă, este ultimul lucru care se predă în școlile noastre. Este ultima preocupare a instituțiilor și învățătorilor și dascălor noștri de a înfrumuseța viața copiilor noștri cu aspirația spre a face ceea ce unul din cei mai ilustri oameni ai istoriei culturii universale o spunea. Și acum ne întoarcem la ceea ce mie mi se pare și cel mai important în națiunea română, și anume testamentul pe care ni l-a lăsat Eminescu despre viitorul națiunii noastre. Într-o vreme care semăna foarte mult cu vremea pe care o petrecem noi astăzi. Eminescu spunea, un singur remediu există în adevăr, în contra acestor rele, și se referea la rele vremii sale, dar trebuie aplicat cu toate ritualele, cu tot exclusivismul. Și iarăși mă întorc și spun, Nicolae, nu știu dacă l-ai citit pe Eminescu, mă refer la articole sale, dar sunt convins că ai trăit în aceeași ideație pe care el a servit-o cu supra de măsură. Care este acel ideal? Munca. Acest corelat mecanic al adevărului. Adevărul. Acest corelat intelectual al muncii. Dar munca nu nimicuri, nu mânare de mușchi la apă. Și adevăr, un adevăr franc ilustrat și nu negustorie de vorbe. Și atunci mă întorc în concluzie și spun ceea ce am apreciat în activitatea lui Nicolae Popa și cred că se evidențiază în aceeași măsură pentru creația voastră, este faptul că strădania, că nu-i pot spune muncă, dar strădania în educarea voastră muzicală a fost principiul fundamental care v-a dus spre performanță, chiar dacă nu la perfecțiune. Mă apropiu, domnule director, ca să nu suport aceea sancțiune și mă întorc la marele magistru al națiunii române, Nicolae Ionă, care spunea și în viață, în simțire, în scris, în gând, când te uiți mai bine, rămâne mai ales ce ai dat altora, ce ai lăsat de la tine, ce ai jertfit. Nimic nu cred că se potrivește dintr-o ce am cules eu pentru noastră mai bine pentru Nicolae Popa, decât gândul că te, în măsura în care te dărui și te jertfești comunității și binelui celorlalți, în aceeași măsură îți găsești împlinit locul pe care l-ai ocupat sub soare în numele unui asemenea testament al divinității. În încheiere, dragul meu Nicolae, faci parte ori știi, ori nu știi. Ori ți se recunoaște pe plan local, ori nu. Din ceea ce se numește elita culturală și aristocratică a națiunii române. Investit cu această titulatură, trebuie să recunoaște că elita, în sensul cel mai profund al conceptului, este una a competenței, a înzestrării excepționale și a reprezentativității dublată de jertfă în interesul societății. Nu comunitatea celor care au reușit slujindu-și propriile interese aparține elitelor, falselor elite de astăzi, ci celor care întemeiază
însămânțează și zidesc viitorul societății noastre de mâine. Pentru toți, în încheiere, domnule director, de data asta vă promis să și închei, să nu mai spun nimic. Fără steag de cultură, spunea Iorga, un popor e o gloată, nu o oastă, iar noastră ridicați steagul de cultură, în fiecare zi prin munca dumneavoastră, conferind cea mai mare calitate spre care aspiră un popor, să rămână o națiune și să nu devină o gloată, amenințare care ne pătrunde tot mai mult. Am început cu cartea și trebuie să termin cu cartea. Latinii spuneau, habent sua fata liben. Cărțile își au soarta lor. Și aceasta își va avea soarta sa, plină de, în măsura în care va intra într-o bibliotecă. Și încă la... La un asemenea eveniment nu poți veni cu mâna goală. I-am adus lui Nicolae, în dar, cartea vieții mele. M-am inspirat de la San Michele și pentru că la data pensionării mele, de fapt, dării afară din serviciu după 47 de ani, s-a spus că n-am făcut nimic în cei 47 de ani, iar colegii mei au conspirat la această anulare a prestației mele, m-am supărat și am scris această carte pe care o dăruiești lui Nicolae. Să știi că nu ești singurul care pătimești la sfârșitul unei anumitări de cine are curajul să luți prelucul pe maestru? Ei, fericirea maestru. Ați judecat într-adevăr pensiunea culturală spirituală. Între timp, să o invităm pe profesoara și consilierul județean, șefa Comisiei de Cultură, Ana Marcheș, să ne facă o după asemenea prezentare, este greu să mai spui ceva. E cam greu, cu adevărat. Îmi face deosebită plăcere să mă aflu astăzi din nou în mijlocul dumneavoastră, într-un cadru atât de elevat, cu oameni de cultură deosebiți, artiști, scriitori, intelectuali de excepție. Și aș vrea să menționez faptul că acțiunea de astăzi, organizată de intelectualul și managerul de excepție, Victor Munteanu, este o dovadă a faptului că nu găsim pe altcineva care să-l egaleze, nu să-l depășească în activitățile pe care le organizează. Bucuria mea este cu atât mai mare cu cât omagem astăzi un om de excepție pe care îl cunosc din tinerețele mele și tinerețele dânsului. Vreau să apreciez faptul că și-a dăruit cu adevărat întreaga viață, întreaga activitate muzicii populare, școlii, formând generații de tineri, instrumentiști și soliști vocali. Îl felicit din tot sufletul, îi doresc sănătate, îi doresc viață lungă, să poată să-și ducă mai departe proiectele pe care le are, la fel și dumneavoastră, în același mod. Mulțumesc! Urmează acum un moment o parte tehnică a vorbirii noastre, Părintele Marian Vătămânescu. O stresul să aducă o vorbă sau o ce? Unde ești, părinte? Din zona noastră, unde-i părinte? Uite așa, și să ne prezinte aici. Aici. Se poate de acolo, trebuie neapărat să vină. Părintele Marian Vătămânescu, prieten al activităților noastre culturale și a fundației, ne lipsit la Crăciunul Scriitorilor și la Stelua Comunității Importante. Noi singuri Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea-ntreagă prin păcat. Și eu și tu, și eu și tu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea-ntreagă și tu,
Și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și-a mea, și-a ta, și-a mea, și-a ta. Și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și-a mea, și-a ta, și-a mea, și-a ta. Nu patru cuie l-au străpus, când el pe cruce se-a șternut, ci noi cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns, și eu, și tu, și eu, și tu. Ci noi cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns, și eu, și tu, și eu, și tu. Nu doar în stânci sub rilie, nu doar în leste de zăcut, ci l-am ascuns ca pentru veci, sub piatra unor forme reci. Și eu, și tu, și eu, și tu, și l-am ascuns ca pentru veci, sub piatra unor forme deci. Și eu, și tu, și eu, și tu. Și acum, Iisus, cel condamnat, ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu, dar tu. Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu, eu am spus da, dar tu, dar tu. Poate nu întâmplător, astăzi, sâmbătă, în săptămâna lumânată, ne-a dat Dumnezeu un moment așa de deosebit, că avem, după cum ați văzut, în mijlocul nostru, niște personalități cu totul și cu totul aparte. În aceeași linie a prezentării, un prieten al Fundației Culturale Georgeta și Mircea Cancecov, om deosebit pe care Fundația l-a cinstit prin rubrica specială Portret în cărbune aprins, om care a apărut în istoria vorbită a Bacăului, mai exact prin acele interviuri a apărut în volume diferite, iată acum suntem la al șaselea volum. E vorba de un om rar care a făcut istorie economică prin fosta avicula. Cine nu ține minte de avicul? General Ațeanu Avicul, perinciul meu. Și la ora de față cu Saibernetul și Benetul, Saibernetul și cu multe alte lucruri. E vorba de inginerul doctor Petru Plăcintă.
asemenea evenimente și recunosc că nu sunt multe. Simt că trăiesc într-o altă lume, cu alte valori, în care mulțimea este cu adevărat licențiată și pregătită pentru generațiile următoare, pentru secolele care vin. Mă uit la acești copii și mă întăresc convingerea fermă, pentru mine, nu știu, s-ar putea să fie un neadevăr, însă din punct de vedere genetic este posibil, ca acești copii să fie cei mai frumoși copii, incomparabil mai frumoși cu copiii generațiilor trecute. Vă rog să fiți în asentiment cu mine, să felicităm pe domnul profesor Popa pentru munca sa deosebit de grea, pentru acest mare șlefuitor de diamante, de diamante culese cu migală pe meleagurile zeletilului. Vă mulțumesc! Și acum să schimbăm puțin timbrul acestei întâmplări și să o invităm pe o prietena noastră, stabilă, statornică, cunoscută solistă de muzică populară, Maria Tataru Bodea. Un om de nădejde și un prieten apropiat. Cum ați rezolvat treaba? Noi facem una. Dacă scurtul merg, trebuie. Da, între timp vă ajungem bolul. Să se văd dinainte puse minunele alea. Sunteți aici și chiar îmi pare rău că nu vă pot da cuvântul la fiecare și mă simt puțin jenat. Nu-i nimeni unul mai mare decât celălalt. Sunt personalități indiscutabile. Sunt poeți, scriitori, intelectuali, preoți, oameni de nădejde. Dar, între timp, nu mă pot abține să mă rog la mzării, nu știam dacă veni. Dar cred că mulți care iubit apelul meu nu mai corespunde nimic față de realitate. Nu mă pot, ziceam, abține să nu umple acest gol în mod foarte frumos. Profesor universitar, doctor inginer, Vasile George Puiu, care este cu substantivele, în general, sunt de două feluri. Proprii și comune. Cele existențiale pentru ființa umană, persoane, personalități, sunt la fel. Deosebirea dintre ele este că substantivele proprii se scriu cu literă mare. Domnul profesor Nicolae Popa este un substantiv propriu. După Maria Tataru, urmează maestra Antanachițe. Până atunci, dacă mă urmează să spun, să-mi prezența caricaturistului Costa Ticiosul, care rugam să zică bună ziua sau Hristos, să vedeți, deci vă rugăm. De prima fază, nu mai aștept de ea. Ești Costa Ticios. De exemplu. Cu mare caricaturistul. Ați văzut aici și... Așa. Ce pot să vă spun? Decât că pot să felicit în primul rând pe domnul Popa, acești copii care văd că sunt foarte talentați și după cât am auzit, au participat la foarte multe concursuri. Deci, generațiile văd că urmează și cei mici o să ajungă probabil ca și cei din spate. Eu
vreau să urez succes în continuare acestui ansamblu, domnului Popa, și succese cât mai multe și în țară, dacă se poate, și în străinătate. Asta nu spune deloc, că nu sunt de bagaj. Atâtea cuvinte frumoase s-au spus, doar atât un Hristos a înviat și bine ați venit la această frumoasă, frumoasă aniversare de lansare de carte, nu așa, maestrului Nicolae. Să dăm drumul la poze, să vedem ce-o fi acolo. Lângă mine, dar nu știe jocul ghine și-o șoptește la urechi ca să-i și oameni perechi. Badea joacă lângă mine, dar nu știe jocul ghine și-o șoptește la urechi ca să-i și oameni perechi. Vreau să-și ia eu drăguț, nu știe că am mai mulți. Mă tem de eu numara, pe mine s-a supărat. Vreau să-și ia eu drăguț, nu știe că am mai mulți. Mă tem de eu numara, pe mine s-a supărat. Dania lume nu-mi pasă. Bă, că nu mă vrea de mireasă, că am mamă mulți băcăi și cată la ochinei. Bă, ia-uzi, bă, ia! Mai am cu două-trei țări, o venit altul la mine, mi-o zis că are avere și că i-ar fa și plăcere. Mai am cu două-trei țări, o venit altul la mine, mi-o zis că are avere și că i-ar fa și plăcere. Să mă ia din nevestită, că-s frumoasă tinerică, dar are împărat în cap, nu știu de el cum să scap. Să mă ia din nevestită, că-s frumoasă tinerică, dar are împărat în cap, nu știu de el cum să scap. Să-i părinte ce să fac? Păi nu mai de unul ni-i drag! Ce poate mi-a ascultați și vă mai spui, mai am unul la basului, altul de la piatra neam și să-ți înfertile lanț. Ascultați și vă mai spui, mai am unul la basului, altul de la piatra neam și să-ți înfertile lanț. Când am fost la spovedit, cu alți doi m-am întâlnit, i-am lăsat să spovedească și cu popa să vorbească. Când am fost la spovedit, cu alți doi m-am întâlnit, i-am lăsat să spovedească și cu popa să vorbească. Să-i părinte și să fac! Nu vreau să intru-n păcat, numai de unul ni-i drag! Așa ar veni câșlejile să mă arită fetele! Ia! Cu Ione m-am întâlnit, părintele m-a zărit și mi-a zis că-i potricit, după pași să mă mărit. Cu Ione m-am întâlnit, părintele m-a zărit și mi-a zis că-i potricit, după pași să mă mărit. Dar părinte mă pormune, că are sufletul bun și la berea eu o fac, dacă sunt puși în idrag. Dar părinte mă pormune, că are sufletul bun și la berea eu o fac, dacă sunt puși în idrag. Că Ione că l-ai luat! Păi că el e visama mea! Păi după el am să mă aduc, de doar să nu mă lăsut. Și-o spune la spovedit că numai un am iubit. Mulțumesc foarte mult! Ne pare rău că s-a greșit negativele, eu cânt live. Haideți, păcăm-o la joc! Mătriți, băcăroanii mei, când mă prind la jocul ei, din călcâiile ies când ei, băcăroanii mei. Toți mi-au zis că sunt drăguță, când mă îmbrac în țărăcuță, și închișoarii ochii în cuță, picată smăluță. La joc se adună și eu le fac voi bună, băcăroanii ei, alții.
să mă scaie, la joc să adun și nu-mi fac voi bună, dacă mani miei, alți să mă scaie, nu le mai da durile! Astre de strigaturile, de răsună băile! Jocul este tare în pașii, e bine bădiți în coașii, cu de altă semnă în pașii, cu mine se joașii. Prinde-mă din mijloșii, că ești prin chenușul el, să jucăm după șinel, măi bădiță măi. Bate pasul ghinii, că uite și tata vine, nu-ți și rușinii, măi bădiță măi. Bate pasul ghinii, că uite și mama vine, nu-ți și rușinii, măi bădiță măi. Și iar verdi bărbănoc! Hai, Marie, să te joc, în o gradă-i de sub loc! Jocul ăsta și când eu îl juca bunicul eu, când eram copil eu, e ca așa și așa. Nimeni nu îl întreșea când cu bunica juca, de urmă frumos strâga, e ca așa și așa. Și acum e dragă, dai din chișoare pe teac, vremea e trecută, bine și nu știut. Și acum e dragă, dai din chișoare pe teac, vremea e trecută, bine și nu știut. Ei, patrâniețele sunt grele! Băi, de chișoarele mele nu mai pot sări cu ele, fa! Haideți, roată, 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 de la prespă până la poartă, ca păina încovată pe căoanii ei. De la străbune am pastrat, horile frumoase în sat, când ieșeați nu le-am uitat pe căoanii ei. Batea Grigoraș, niză și din fluiera, jocuri din Bacău, de unde-s și eu. Batea Grigoraș, niză și din fluiera, jocuri din Bacău, de unde-s și eu. Ei, copoșoară, ghinii, bati! Dați-vă toți la o parte să joc și eu, băi nepoate! Uite-mi elea ghinezare, nici o grijă nu mai ai! Când în satul sărbătoare, fugi la horul de bali! Deci, Antonio Achizzi, maestru și prietenul nostru, de o viață întreagă, slujitor al scenei și al cântărului românesc, autentic, să ne ilustreze puțin acest moment, în sâmbătă, în săptămâna luminară. Ne apropiem de final, pe știți. Și succes mult în zborul muzical împreună cu privighetorile zeletinului. Așa, eu vă voi prezenta în titlul. Voi cânta, îmi place tare mult și romanța. De asta nu mi-am pus la pălării Ivana de Fazan, mă stricor, cumva să pot cânta și o romanță, dar am noroc, am ales-o, de fapt, am o romanță ce zugrăvește viața satului, acolo unde eu îmi desfășor activitatea de o viață muzicală, de acolo unde plec melodii, de acum sunt orășean. L-ai jucat pe sunt, eu de orășean. O, dar nu, să-mi văd de aici. Măi, mergi, eu cânt așa fără. Romanța merge pe acolo. Da, da, da. Mai bâzii ceva, acela acolo. Ei, acum mergem pe lume. Nu merge atunci ei.
Toată viața am avut probleme de aia. Da. Nu știu să spun tonalitate, pe tonalitate e acolo. Domnul care... Nu, mai dat, nu, mergem. Gata. Da, așa, uitam cum se începe ăla. La ora din Valea lui State sunt fete cum nu se pământ, dar una-i frumoasă din toate, frumoasă cum nu se mai poate, și toate frumoase mai sunt. Smaranda e cea mai frumoasă din satul de peste Islas. O cheamă Flăcăi din casă să vină la oră să iasă măcar o frântură de ceas. Când iese Smaranda la oră, se stinge și bara de foc. Și cine a văzut pe mândică se ceartă din orice nimică și pleacă mâhnit de la joc. E limpede vorba aici clară, frumoase ca snouă. Știi ce astea, pe cum mă trebuie scoși afară? Băi, Catita, vă pregătare, ce faci să-ți eu cânt aici. Petriția Oprișan. A, doamne, o zi, respectă aparatul. Am terminat romanța. Păi dacă nu e, suntem foarte. Se mire o lume ce are, te rog, Victor, de-o. Eu nu știu Smaranda ce n-are, s-a mai spus. Oameni nebuni, doamne, păzăți. Eu mă rog. Da, ia spune-mi, doamne, rog. Și mulți ar dori să o fure, s-o farmece fără habar. Dar frică le e de secure, că-i fata lui Badea pădure. La ora din Valea lui State sunt fete ce te pun pe jar. Dar una-i frumoasă din toate, frumoasă cum nu se mai poate, Smaranda de peste Sabor. Da, să cânt și un cântec cel scurt, un joculeț ca să fie după Rolanda. Da, și sunt și eu oamenii buni, corul vale lângă plângând mult, iubitură, 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 sună, iar ca știu ce s-a întâmplat, măi, Rășăvâi și Roma, îți Flăcăi, iubitură, măi, Să-mi semnim la tavare, nu bativă-n tâniști.
ploaie, ca vină ia ca șâlaie, ca vinul arditare, ca pământul globoare. Află că-mi trăjesc de strune și cu atâta măleșiune, ca ghema mă-n șervântat, eu de-am loc am dijucat. Dar ai spus să trântească laptopul ăla din față și să-l arunce la aia. Să trântească, dar nu mai puteri. Mai zis niciodată să mă faci la aia. Ce s-am venit cu tehnica? Eu am spus, doar faceți golul înainte, cu 2 ani înainte, domnule Vaiz, dacă apar. Dar au toți copii, acum zic, dar... Da, trecem peste momentul ăsta. Toni, mai merge melodie, Toni? Mai merge una? Hai mai zic una, că ne cerem iertare pentru niște momente aici total neadecvate. Mă simt prost că a trebuit să fac astfel de intervenții. Că nici n-ai făcut, dar am făcut și în loc de scenă, în afară, tu ai făcut, ai respirat și am făcut și loc. Mizeu, ești așa. Bine, doamne, și să cânt acum. Hai să cânt, poate cea mai cunoscută melodie ultimare. Virinucă cu șerșei, tu m-ași bala în flăcăi, nu de mai ești, deși la pământului, știu, o formă în flăcăi, de cu fruori de tăi, o fost, între tăi, virinucă cu șerșei, dar vrea să mă întreb vorbini, n-asculta pe șinile, când un nici opinii, o fost, lasă, lasă, nu mai și supărășoasă, o fost, între tăi, virinucă cu șerșei, dar vrea să mă întreb vorbini, n-asculta pe șinile, când unde vreau binele, of, of, lasă, lasă, mai și supără, șasă, of, of, între tăi, bine când șerșe, of, of, adunem cu oameni, prin băcă pe sprăcele, cu șorabări, cu mărjele, la cu inimele, of, of, ce să fac, să-ți mai și o dată dragă, of, of, între tăi, bine când șerșe, dar lasă, între vorbile, n-asculta de șinele, când unde vreau binele, of, of, lasă, lasă, mai și supără, șase, of, of, dorul grele, din lucră cu mărjele, oh, din lucră și cu tine, când te mai uiți la mine, dacă aș fi mărășine, când te fermești pe mine, of, of, ce să fac, că-ți mai și o dată, drag, of, of, între tăi, din lucră cu șterșei, dar lasă-mi între vorbile, n-asculta de șinele, când unde vreau binele, of, of, lasă, lasă, mai și suferă, șase, of, of, doruri grele, prin lucră cu mărjeli, of, of, ce să fac, nu-ți mai știu o dată, da, of, of, mărjeli, hai, prin lucră cu șerii. Îl salut cu tot respectul și cu toată prietenia pe Vasile Covață, știu că este islam zărit. București, dar nu mai să vii de la voi, să vii de omul care ne susține pe toți oliștii și ne promovează și ne... Da, nu este aici, Vasile! A plecat. A plecat. Da, mulțumesc că oricum pentru... Mulțumim și noi. Cați-o răbdare și m-ați ascultat și pe mine cu cineva. Vă apreciez la frumoasă, părinte. Înainte de a da un prediu din partea Fundației Călărie Călărie Călărie, autorul principal, moral și fapte în această zi, să-l invităm pe părintele Marian Bătănănescu să ne schimbe un pic atmosfera și să ne pregătească pentru momentul următor și final. Stând cu fața în mâinile sate
și cu fruntea-n gândurată și plângea de parcă lumea l-a lăsat. Am văzut un om odată, stând cu fața-n mâini lăsată și cu fruntea-n gândurată și plângea de parcă lumea l-a lăsat. M-am oprit atunci din cale lângă el. Lacrimile-i curgeau vale printre degete-n poale, călător pornit pe cale, călător pornit pe cale singurele. Lacrimile-i curgeau vale printre degete-n poale, călător pornit pe cale, călător pornit pe cale singurele. Fața era albă toată ca de crin, iar albeața ei curată, sânge dobrezdase toată, și-a lui frunte-n gândurată, o cunună era armată, numai spini. Iar albeața ei curată, sânge dobrezdase toată, și-a lui frunte-n gândurată, o cunună era armată, numai spini. Iar în palme și-n picioare rănit de cui, și atunci, plin de mirare, mi-am adus aminte care e străinul din cărare. Când mă-ntorc, minune mare nu-l văzui. Și atunci, plin de mirare, mi-am adus aminte care e străinul din cărare. Când mă-ntorc, minune mare nu-l văzui. Azi când trec prin multe sate și prin lungi, când văd crucile uitate, mie-mi pare că pe toate stă Iisus plângând cu jale, multa lumii răutate ca atunci. Mie-mi pare că pe toate stă Iisus plângând cu jale, multa lumii răutate, multa lumii răutate ca atunci. Și acum ne apropiem de final. Urmează fundația, conducerea fundației a luat hotărârea să înmâneze diplomă sărbătorului nostru. O rog pe vicepreședinta Fundației Culturale Cancecov să vină și să urmăneze această diplomă. Evident, e vorba de un gest care eu cred că va rămâne și peste timp. Nu-i vorba numai de mânări de hârtii, ci e un gest foarte special, pentru că fundația a sprijinit activitatea acestui ansamblu. Este foarte multe emoții, domnul Nicolae Boga, și pentru noi toți, pentru că este prietenul de foarte mult timp și pentru că este vorba despre o activitate a întregii sale vieți.
E firesc să fim cu toții stresați și emoționați, dar noi sperăm să-l avem în continuare alături și în următoarele noastre activități. Succes în continuare și numai bine! Pentru momentul discrepanței de dinainte, v-aș propune să ne încheiem acest moment cu cei care vin mai târziu, nu? Domnul primar să ne spună o părere, o concluzie. Și de asemenea, domnul senator să ne mai face. Felicitări organizatorilor pentru aceste momente deosebite, chiar că este o pierdută, dacă nu auziți cuvinte frumoase, este o pierdută, dacă nu auziți cuvinte frumoase, este o pierdută. Au fost de toate, dar cel mai important lucru este prezența acestor copii minunați, acestor tineri minunați și din punctul meu de vedere, ei sunt mesagerii noștri pentru generațiile viitoare. Felicitări tuturor și mulțumesc! Mergem acum pe scări, facem poza de grup a istoriei literare și culturale. Ce se întâmplă? Că nu mă mai lăsa să răcușe, să răcurez pe acolo, unul stânga, unul dreaptă. Hai să fim un pic organizați. În primul rând stau oaspeții, cei care au luat cuvântul și cel care nu să stea oleacă mai în spate. Nu mă duc eu să-l dau din ură, vezi, vezi, du-te în partea cealaltă. M-am săturat să fac permanent aceeași gest care nu-i deloc frumos din partea mea. După care, deci cei care ați fost invitați să vom participa, vom lua o masă aici, în care va urma iarăși un program cu privegătorii Zeretenului și o parte cu totul specială. Dar vă rog să fim ordonați, și nu să jumătate pe scări, jos 60 pe aici, afirm, bă, ies și afară cu toate. Deci să mergem toți, să ieșim toți pe scări, să rămână liberi, aici trebuie organizate mințele astea, sau mă rog, puse scaune pe acolo. Și ne întoarcem după aia, da? Deci vă rugăm, atențiune cu cărțile. Deci cine răspunde de cărți? Că nu răspunde de cărți. Va urma să primiți cei direct cu carte, cu autograf din fața autorului. Cine mai e? Unde e povoasă? 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 Veniți să coace, unde sunteți, doamna Bucur? Veniți să coace, astăzi, doamna, aici, coace. Doamna Letiță, să vedem coace, unde este? Doamna, când domnul coace, doamna. Hai, 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 nu începem cu aia, doamna. Dar așa e început, doamna, o pictă. A, nu v-am prezentat, fie din vreme. Domnul Fiercu, unde-i domnul Fiercu? Am prezentat cartea, unde? Hai, domnul, continuăm cu acest lucru. Domnul Fiercu, unde-i? Hai, unde-i? Hai, unde-i? Care este așa? Bă, stați! Care i-a luat pe cont? Care i-a luat pe cont? Care i-a luat pe cont? Hai, atenție toată lumea aici. A deja pasat că nu se vede nimic. Hai să facem. Dorim să mai continuăm concert și de asemenea vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru participarea dumneavoastră. A fost o mare onoare pentru noi și sunteți prietenii noștri dragi. Din cartea, din monografie, o să citească ceea ce am scris acolo, foarte puțin crina. Crina, Carmen, de te-ai și crina. Poftiți!
timpul aproape de noi, cărora ne-am simțit dragostea și gândurile cele mai frumoase ce au reușit să ne dea încredere și putere și asigurăm la rândul nostru că i-am iubit și îi vom iubi mereu. Acesta este adevărul, dacă în la noi astrologul și acolo prieteni, dar mai puțin de ei, și am reușit aici și domnul profesor universitar de la Sibiu, deci la distanță, doamna Victor Letizia Ocușan de la București, care este și verișoara mea. Și da, sunt verișor, doamna Victor Letizia Ocușan. Și de la ea și domnul redactor la Sibiu de și cu doamna și dumneavoastră de aici, încă o dată vă mulțumim din tot sufletul și vă asigurăm de toată dragostea și prietenia noastră. Cine va dori, pentru că sperăm să facem și al doilea lucru, să scrie este cartea de onoare a asamblului cemasă, nu acum, când puteți, voi stai cu lucrul noastră. Cine dorește, cine va dori.
era precum cu ceiști atunci. Iar venind în acordeon, din clasa a doua e bansamă. Și sunt studentul de anul mai este căsătorit cu domnul de la Vărăa de Emi Marin, care tot în ansamblu, vedem că s-au făcut și, mă rog, prietenii mari, care e vădura. Sunt de asemenea studente Crina Carmen Idei, Elena pe care a explicat-o, Elena Cine, pe care a explicat-o, Diana Preta, și în curând vor fi și ceilalți studenți, sunt foarte buni și la carte extraordinar, o printă excepție, ceea ce nu prea reexistă în locare de facultate. Extraordinar de bun. Merită toate aplauzele dumneavoastră. Thank you.
face cei 40 și acolo, da, da, la memorie. Thank you.
Martina Roma. Ca să vă simt pe festivalul local, sunt de extraordinar și au rămas profund impresionați pentru revoluția ansamblului. Mulțumesc pentru acest mulțumesc, domnul. Tot pentru asta am venit aici. Am venit doar ca să vezi pe domnul profesor și cel mai frumoasă cuvinte ar fi asta despre dânsul. Vedatorul îi rămânească mai greu decât așa de primită. Nici o stăvea nu mai de folos decât să facem părtaș cu cei mai tineri. De bună răsufletești cu moartele din vechime, să reprezăm lor ca o zeste de mare preț. Iar bunicul în așa la Casa de Cultură, 87 spunea cam așa, într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor frumos, creștin și educat, cum să nu fiu adevărat în religie de patrie? Și cum să nu ridici fundea asemenea marilor anitaj, mândru că vă spune să vă mândru. Am fost rămân cu profesorul Popa Nicolae și cu pregătorul de Italia. Vă mulțumesc frumos!